Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod din Awakening Sky of Diamonds. În episodul de astăzi ar cam trebui să ne ocupăm de o fermă de Wither Skeleton, pentru că chiar o să avem nevoie de niște Nether Staruri și de ce nu să învățăm și cum se face asta. Pentru asta o să avem nevoie de două lucruri foarte importante. O să avem nevoie de un mob imprisonmentul din Industrial Forging. Necesită un gastier și niște plastic pe care îl luăm noi de aici, gata, făcut. Bun. Și o să trebuiască să mergem în Nether pentru a captura un Wither Skeleton și să și omorâm unul, pentru că o să avem nevoie și de o altă bucată de Drop of Evil pentru crafting-ul nostru. Bun, deci ne-am teleportat în același loc unde aveam portalul înainte. Ăștia n-ar fi greu de găsit. De obicei îi găsim foarte ușor în zona fortress-urilor spawnați. Am capturat unul și mai avem să și omorăm unul pentru un Wither Skeleton, pentru un Drop of Evil, pardon. Să vedem dacă avem noroc să găsim unul pe aici pe zonă. Vedem o grămadă de alți monștri, de Blaze, de... Astea nu știu ce ar trebui să fie shipmenurile astea și la ce folosesc. Totul să dăm donorul un pic mai încet. Cât ce este un pic cantare. Bun, uitați aici doi Wither Skeleton. Putem să-i batem. Și sperăm să ne pice. Uite, a picat deja un Drop of Evil. Și am făcut și un quest, căci am omorât unul dintre acești Drop of Evil. Vedem că sunt și găinuțe din modul Chickens, Nether Quartz Chicken. Nu cred că avem nevoie. Nu știu ce să fac, dacă să mă apuc de modul Chickens sau nu. Bun, hai înapoi spre casă. Ideea este că avem deja Mystical Agriculture, care ne aduc destul de multe iteme. Și majoritatea din sistemele astea de cernere. Nu cred că mi-ar trebui neapărat și puișor de găină să-mi producă iteme. Bun, ce am făcut eu între episoade, am topit aici niște sticlă să facem Quite Clear Glass și Dark Glass. Am nevoie și de dirt și o să mai facem o fermă de monștri undeva acolo sus și o să o setăm altfel. Pentru că o să avem nevoie de... What? Ce monștri vede pe lângă mine că nu sunt. Ciudat. Nu văd niciun mob pe lângă mine. Și nici sus nu este nimic. Niciun fel de monstru. Ciudat, în fine. O să avem nevoie în felul următor, o să avem nevoie de un mob crusher din Industrial Forging. Acest mob crusher îl vom folosi într-o fermă de monștri normală pentru a produce esență. Esența care este folosită în mob duplicator. Ce face mob duplicator? Pur și simplu reia această esență și împreună cu energie electrică ne va spawna nouă monștri de un anumit tip. Ne putem seta tipul monstrului cu acest mob imprisonment tool. Vedem că noi avem deja unul cu Wither Skeleton și asta va spawna și el constant atunci când va avea esență. Cum putem să mai facem rost de esență? Destul de simplu, avem aici Fluid Converter, dacă nu mă înșel. Fluid Dictionary Converter, care transformă experiența de la mob în esență. Ne avem deja un butoi destul de plin cu experiență aici și dacă nu mă știu, mai avem unul aici, cât să pornim ferma. Dar o să avem nevoie și ceva să țină ferma tot timpul constant alimentată cu această esență. Bun, așa că o să craftăm prima oară acest mob crusher. Vedem ce ne lipsesc două roți de aur. What the fuck? Băi, mi se spawnează monștri și nu înțeleg de unde și de ce. Pentru că eu nu văd pe nimeni aici. Am acest efect de poison. Se vede pe aici? Nu cred că acesta
Ar spawna vreun fel monștri. În fine, ideea este că avem aici un... Da, posibil să fi fost aici în spate. Torțe. Am chiar aici în inventar niște torțe cât să lumineze zona asta. Bun. O să nu mai fie nicio problemă, că sunt și aici în colț chiar. Bun, și punem o torță și aici, de ce nu. Bun. Înapoi la crafting. Deci am făcut rotițele de aur. Să avem nevoie și de un mașin cases de asta, sau putem să facem un mașin frame din thermal expansion. Mai facem unul, o să ne trebuiască și mai târziu. Ce ne mai trebuie? Ne mai trebuie două bucăți de plastic și o săbiuță de fier. Nu și un stack de plastic de aici. Să-l aruncăm un sistem ca să-l avem în casă, ne mai trebuie la ceva crafting-uri. Ăsta ar fi un mob crusher. Mob duplicator-ul ar fi un pic mai simplu. Ne trebuie niște magma cream. Blaze root. Da, sistemul ăla care transformă toate blaze-urile înapoi în blaze powder-urile în blaze root. Spune și noi le găsim. Bun, perfect. Un pulverizator îmi trebuia. Bun. Magma cream și ăsta ar fi mob duplicator-ul. Ce o să mai avem nevoie din industrial foregoing? De niște range add-on. Range add-on-urile sunt în funcție de cam cât de mult am vrea noi să acționeze. Cred că ceva gen 12 ar fi ok. Hai să luăm două momentan. Bun, ce putem să facem acum? Venim aici, cred că o să facem ferma de monștri aici sau în colțul ăsta, cred mai bine în colțul ăsta. Aici în spate să se alinieze cu cealaltă fermă de monștri care o avem noi. Bun. O să punem mob crusher-ul, cel mai probabil aici. Și îi dăm și lui un show working area. Și punem un range ad-o. Deci cam așa de mare am putea noi să facem ferma de monștri. Ceea ce nu este rău, pentru că el va lucra în toată zona asta. O să o înconjurăm cu acest dark glass. Chiar dacă asta înseamnă să acoperim ceva surse de lumină prin zona. Bun. Am venit și aici. O închidem. Perfect. O să ne trebuiască un diamond wand ca să facem mai repede. Putea să și craftăm încă unul. Și venim aici. Acoperim noi toată ferma asta. Dar numai de atât am avut sticla, din păcate. Ia să acoperim orice alt material totodată. Ia să vedem. Ca să nu mai stăm să mai facem încă o porțiune de sticlă. Acum luăm și un chisel. Cum ăsta înăuntru, că nu ne trebuie. Chisel, ai chisel, perfect. Găsim și noi un model mai ok, uite, asta ar fi ok. Vrem să venim aici sus să acoperim ferma noastră de moștri. Bun. Să momentan așa dezactivăm preview-ul aici. Ce o să trebuiască să facem? O să ne trebuiască o lopățică. Dacă nu așa, nu trebuie să avem la aici pe undeva. Probabil avem. Să mergem să spargem tot
tot grasul ăsta de aici, toată iarba asta. Inclusiv lanternele, că și nu ne trebuiesc. Ideea este în felul următor, că dacă lăsăm grasul ăsta și aruncăm un cursed în drop of evil pel, o să se cam împrăștie peste tot prin zona asta, așa că va trebui să ne asigurăm să avem dirt, numai dirt în zona asta. Să spargem așa frumos chiar și pe sub și o să punem stone pe margini, să diferențiem zona de cursed de cea de iarnă. Bun. Ar trebui să dureze foarte mult. Lucrăm numai pe margini și după aia dăm cu un vein miner. Trebuie să fie ok. Pam, aici. Bun, și asta din centru putem să o minăm cu tot. Așa că putem să luăm lanternele astea. Să venim tot așa cu niște unde sta pe margini. Pe aceste două margini, că sunt singurele care ar avea acces la la partea noastră de aici cu iarbă. Bun, perfect. Ce mă duc, că nu ne interesează. Acum putem să venim cu dirt normal. Și cu un diamond wand. Asta nu ne mai trebuie aici. Perfect. Acum putem să închidem ferma noastră monștri. Încă nu se va spawna nimic, pentru că chiar dacă este întuneric înăuntru, cam sunt destul de moștri ăsta un aspect de asta, așa că va trebui să acționăm noi cu acest drop of evil. Și cam asta ne va ajuta pe noi să avem monștri spawnați aici. Bun, are range add-on, o să ne trebuiască niște energie electrică, așa că putem să venim cu un flux point, așa. Da. Să ne mai trebuiască și aceste coruri. Facem două flux point-uri, pentru că să ne trebuiască unul și la mod duplicator, energy conduit și fluid conduit. Și totodată un ender tank. Sau chiar două. Bun, și niște cactus green, ca să-l colorăm, să știm că acestea sunt tankurile de esență. Facem acest output pe verde, perfect, cele două sunt conectate acum, așa că dacă venim aici și venim, facem felul următor, un energie conduit cu un Lux Point în partea asta și cu un Ender Tank în partea asta, la care este conectat un fluid conduit. Putem să facem un felul următor, ăsta îl conectăm la reactor ieșire. El o să înceapă să omoare monștri, adună și iteme ce-i drept și totodată esența. Așa că putem să-i dăm un extract pe esența aici și un insert aici. Se inserează? Da. Bun. Ce să mai putem face este să luăm un trash can. Și niște item ducturi și niște servo. Pentru că nu ne are interes itemele. Ups, ideea este în felul următor, că nu putem să folosim item doctor, folosim item conduit, ca să le legăm pe toate la același lucru. Item conduit, bun. Am, și venim aici
cum a spus Item Conduit. Pardon, asta nu Item Conduit, asta e. Bun. Și un trash can în partea asta. Aici pe ideea de moduri, de iteme, dăm always active pe extract. Insert în partea asta, el încet încet ar trebui să arunce chestiile astea la gunoi. Toate aceste iteme. Putem să venim cu niște upgrade-uri. Pentru că avem și extract upgrade din Ender.io. Trebuie și niște electric. Electrical steel avem. Essence, perfect. Extract upgrade. Trebuie niște torțe. Perfect. Asta ne trebuie și cu astea nu. Și mai face și niște pistoane, că de ce nu? Facem și un stack de ăsta. Sau ne dă el. O să trebuie, o să ne trebuiască numai 15, dar sunt bune pe viitor. Bun, și asta ar trebui să meargă acum mult mai repede. Zic eu. Pe iteme. Da. Golește mult mai repede. Bun. Esența se adună toată în tankul ăsta. Putem să venim acum în partea asta cu un mob duplicator. Încercăm să ținem cam aceeași distanță. Și mob duplicator aici. Pune și lui un range adun și vedem working area. Bun. Am putea să mergem mai jos, o dat un bloc. Mai jos și mai spre stânga. Iar de blocuri mai în stânga. Ca să-l... El oricum or să fie mai înalt din câte văd. Dar de ce nu? Am putea să ținem distanța asta între ele. Bun. Aici nu ne trebuie neapărat dark glass, nu ne trebuie nimic acoperit. Pentru că acest mob duplicator va funcționa indiferent de condiții. Și putem să venim frumos pe partea asta cu niște sticlă. Ce o să ne mai trebuiască? O să ne mai trebuiască un mob crusher de ăla. Sau mai chiar putem să luăm un grinder. Mob grinder care îl avem și în cealaltă fermă, pentru că putem să-i adăugăm ceva upgrade-uri de beheading ca să primim mai multe căpățâni de astea de Wither Skeleton. Facem aici și acest mob grinder. Asta nu mai trebuie și nici asta și nici asta. Când să mai păstrăm ceva loc prin inventar. Bun. Avem două de alea. Avem tot ce ne trebuie, swords. Două subiuțe aici, asta ar fi un mob grinder, un lever. Beheading. Și asta ar fi upgrade-ul de beheading. O să avem nevoie de niște golden helmet. Un maxim de 10 care trebuie să-l aplicăm. Niște iron helmet. Facem așa să fie mai simplu. Bun, ia să vedem câte facem acum.
Belet. Foarte nervant când nu se stachează. Să trebuiască să-l fac manual pe fiecare în parte, cu sigur așa ceva. Inci. Momentul ăsta nu mai avem nici nu stă de aur. 6. 7. Cred că avem exact pentru aproximativ 10. 8, ăsta ar fi al 9-lea și ne-ar mai trebui încă un golden helmet pentru al 10-lea upgrade. Bun. Deci avem 10 beheading, avem loot, ceva rămase. Looting. Pune și looting, de ce nu? Și sharpness. Asta ne-ar trebui așa multe pentru că oricum nu are foarte, foarte multă viață Wither Skeleton în general. Din fericire. Asta ar fi rețeta. Și ne facem manual că n-avem ce face altceva. Și ca de obicei suntem pic pe minus. Încă una așa ar fi. Bun. O să avem nevoie și de niște vector plates. Și ce ne-ar mai trebui? Deci avem sticla să conjurăm. Avem mob grinder-ul să spawneze. Un rage up down la acest mob crusher. Ah, ba nu, nu mai trebuie. Stați că am schimbat pe mob grinder, pardon. Bun. Mob grinder-ul putem să-l punem aici în centru. Cineva dă în mine, prietene. Stai cu minte. Putem să-l punem cum? Băi, de ce se spawnează monștri? A, se spawnează acolo sus, căci nu am pus. Nu am pus niciun fel de lanterne sau ceva. Torțe. Interesant. Hai, duceți-vă de aici. Light. Torțe aici, torțe aici și aici și pe colțuri și peste tot. Mult, tot luminat, tot luminat, perfect. Mai puțin pe marginile astea. Aici e ok. Aici e ok și aici e ok, bun. Încă nu o grămadă de item, astea de aici. Cum scap de ele repede? Să continuăm cu ferma noastră de Wither Skeleton. Pam, pam. Întrebare, se duce mult în jos sau nu? Cam ăsta ar fi nivelul. Da, atunci, totuși, să mai facem niște sticlă. Cât să umplem tot asta. Repede. Dai mi-o bottle. Frumos. Hmm.
Ba, de fapt nu, că o să pune și aici un acoperiș de piatră, să asemenea cu ce avem în partea asta la altă. Bun. Deci ce activăm working area aici. Și o să trebuiască să venim în felul următor, din start, cu energie conduit și fluid conduit. Până deasupra. Atât are nevoie, curent electric și asta. Și o să-i punem mob in prison, în tool deja aici. Bun. Și putem să mai luăm niște stone, să-l facem chisel și să acoperim și ferma asta. Chisel al. O să trebuiască aici să venim în felul următor, cu sticlă, cu mob grinder-ul, mob masher și cu niște vector plates, că putem să le spargem ca mobii să nu se blocheze în el. Bun. Venim în felul următor cu ele. Este aici, așa că aici o să modificăm un pic după aia. Că și dacă vor fi endermeni, se vor bloca în această, în această zonă, din cauza upgrade-ului, dacă îi vom diversiona pe părțile astea. Bun, perfect. Și aici, ideea este în felul următor, dacă vine aici, îi va da la o parte. Bun, perfect. Acum va trebui numai să îi îndrumăm spre acest mob masher. Perfect. Eu că ar fi cam tot ce este nevoie. Să punem și grillurile astea, de ce nu? Și să acoperim ferma. Partea asta. Perfect. Torțe. Felul de lumină cam scăzut pe aici. Aici, aici. Okay, e ok, bun, perfect. Aici să închidem căci. Greșisem un pic. Energie conduit, fluid conduit, să-l scoatem mai sus. Bun, și venim în felul următor. Asta, exact, asta. Cu Ender Tank și cu Lux Point. Ideea este, ba, avem acces, super. De aici îi dăm extract și aici o să-i dăm insert only. De aici îi dăm reactor ieșire. El își ia curent, își ia esență și spawnează skeleton lever. Nu? Nu merge? Așa, mă.
Bun. O să ne trebuiască și un vacuum hopper. Absorption hopper. Sau ceva gen. Care este? Vacuum hopper. Perfect. Avem și opțiunea de absorption. E mai bun asta. Bun. Hopper crate, să vedem mai întâi ce. Ce iteme dropează ca să le sortăm. Pam și cu tine aici. Itemele pe partea de jos. Deci, vedem că strângem o grămadă de loot, bag-uri din cauza loot-ului, experiență, sulfur, drop of evil, o să strângem foarte mult acum, esență. Ar putea să meargă în sistem liniștit toate chestiile astea. De ce nu? În afară de loot bag-uri, loot bag-urile v-ar trebui să le... De ce parte? Pe partea... pe ender chest-ul alb. Bun. Dacă va trebui să facem un felul următor. Ender chest alb. Perfect. Translocators. Și... încă un ender chest. Pentru sistem care este colorat în ce fel? Albastru pe margini. Ne dă o bucăță de lapis lazuli și facem albastru pe margini. Perfect. Două bucăți de glowstone. Cred că asta ar fi destul de simplu de făcut. O să nu trebuiască un ender chest aici și ender chest-ul de loot pack o să fie aici, pe care îl configurăm destul de simplu. Nu și noi din bag-urile astea câte unul din fiecare. Avem așa, alb, legendary, verde, rare, epic. Și ne-ar trebui și unul capa dacă dropează ei în caz de ceva. Punem aici whitelist. Pentru că vrem ca loot bag-urile să se ducă mai repede în sistem decât celelalte iteme. Așa că toate astea ajung la loot bag-uri. Pam, pam. Și aici putem să venim cu un item conduit. Extract și cu extract upgrade pe ele. Zic că ar fi ok. Sau chiar un item, aici am putea folosi item duct, nu? Item duct, da. Servo. Pentru că este mai rapid decât item conduit. Ignored. El practic acum scoate cu o viteză de 64 de stack-uri. Dacă punem un servo de Enderium. Să vedem cam care ar fi diferența. Crescent Hammer când să-l scoatem pe ăla. Bun, perfect. Perfect, zic eu. O să fac o față. Încet, dar sigur. Adunăm o grămadă de Wither Skeleton Skull prin sistemul nostru. Băi, cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați voi un like, un subscribe dacă nu știu prea multe. Ne revedem cât de curând cu un nou episod din Awakening Sky of Diamonds. Să aveți o zi minunată. Între timp, apropo, mă găsiți seara pe YouTube după ora 20 live, unde ne distrăm și ne jucăm diferite jocuri.